meream în sat, la joc. Duminica și în sărbători. Restul la sapă. Hai, Oani! Nu, nu, tău, e pușca-și bun! Pușcă hogile pe drum și le pușcă printre penie. Cu pistolul gini zmenie. Fecile și tineretul s-au domnit. Nu mă știu torci, nu știu face cu așile. Numai s-au omlet după drăguț, după fișori, după apa, cum a trecut timpurile alea. Ăștia de astăzi mă știu, dragă. Și apoi cum îmi spui tu, când vineam la cine, tu erai mai altfel, nu era așa ca acum, erai mai frumos. Că zice că era o vorbă, că nici că te pureși, nu mă porci de pânceși, până nu mere afară lenuța cu ioi. Ai și vin copii și mă-ntreabă, putrezită-i mamă, dragă mă. Ai lui cu noi a ajuns astăzi în comuna Tăureni, la familia Trântor Lenuța și Ioan. O familie de oameni credincioși și de cinste a comunei. Doamne ajută, bună ziua! Bună ziua! Bună ziua. Ce lucrați, tanti Lenuța? Fac un ciorap! Că uite, Nică, iarnă și fric și nu se mai duce și nu o să începem bătrâni și ne fic la labe, la picioare! Ne, Ioane, mai sună fluiera? Sună, dar nu ca mai de mult! Că acum sună bătrânești! Și apoi și încolo stau lângă baba și să-i ajut la ciorap! Că și mi-ai povestit de că eram tineri. Și apoi cum mi-ai spui tu, când vineam la cine, tu erai mai altfel, nu era așa ca acum, erai mai frumos. Da, acum mai bătrână, mai urâtă. Acum suntem mai bătrâni. Am încărunțit. Da, păi n-aveți ce faci. Ce dă domnul tău ce spune? E. Asta. Tati Lenuța, la câți ani v-ați căsătorit? Apoi eu am fost de 16 ani și soțul de 21. Tineri. Și cum v-ați... Tineri, că așa era pe vremurile alea. Nu sta fecile până fășeau 23-24 de ani. Soțul meu a fost la Uăi, pe coastă, și eu m-am dus după Caș. Și, nu, dragă, mă văd, stau prins drag de mine și... O vin la mine. o vin la... Tata meu și eu zis că dacă mă lasă să vorbesc, dacă lasă să vorbească cu mine, tata meu a acceptat. Și de acolo încolo, vin la mine, am povestit o vară întreagă și toamna ne-am căsătorit. Nea Ioane, ai avut emoții când te-ai dus la tata dumneiei? Am avut, că am crezut că nu vrei să... O lese și ne-a fost dragă și apoi după atât o zis bătrânul, băi copile, fata-i tânără și fata așa, dar zic, nici eu nu-s bătrân, dar păi și măi copile, vă las, dar să știți cum minți, dar zic bine ceea ce Ioane. Și cu asta m-am dus la fată. Și am povestit, socră era acasă. Bună seara, seara bună, măi,
Lele, am venit la fata dumitale, o lasă așa de cu mine. Zice, o las, măi copile, dar zice, ceea ce tu i-ai spus, știe? Zic, știe că vin pe acolo și i-am spus. No, bine, dragii mei, bine. Asta a fost cu domnia ei. Cu domnia ei. Nu, apoi am stat o vară întreagă, am povestit amândoi și toamna ne-a luat o altă. Am avut cinci copii. Ne-am apucat de treabă. Ne-am apucat să facem și casă și am făcut și o grămadă de copii, cinci. Să vă trăiască. Un sap. Și am văzut după atât așa, am dat să meargă în continuare, ca să creștem copii. Și apoi, e că acum am ajuns la bătrânești, să copiii ne-au lăsat. S-au dus, care încă trebuie? Și-a rămas la doi bătrâni. Și acum, la bătrânețe, îi mai cânti din fluier așa, din când în când? Că eram tineri, ziceam fain, dar acum am îmbătrânit zi, mai și-au dus. Dar pentru aia zic. Tu erai, o sare când fluierai. Hei, mândruță, eu eram, o sare când fluierai. Neioni, astea sunt melodii vechi? Melodii de pe timpuri, de când trăie tata și mama. Păi tata trăgea niște doi acolo pe deal și apoi eu cu fluiera l-am și m-am învățat să cânt și eu. Ți-a fost dragă fluiera? Foarte dragă, fluiera și muiena. Aici la dumneavoastră în zonă se făceau șezători, clăzi. Se făceau, mai eu dacă fiind tânără n-am apucat să mă duc prea mult în șezători. Dar se făceau șezători, mereu fecile cu șipcă, cu furcă, cu care, cu pușe, cu puceu, care cu șaveau, mereu și nu. Coseau, făceau șipcă, alții le torceau, nu, se mai făcea clăzi care femeia avea. Câine pe multă, își chema mai multe fece, femeie, vesele astea cinere și mereu un clacă, la dușea și ceraș. Ce să vorbea? Despre ce? Apoi care mai ziceau mai ghișitori, mai glumeau, mai râgeau, mai nu. Ba vor mereu... vedea aia, că aia așa-i. Vor vedea alaltă, că aia așa-i. Aia nu cu fusul, că aia încă nu mă cât are pe fus. Și-o dor mai puțin și mai lene și nu. Erau mai mulți și atunci pe vremuri să mai... Nu. Șezătorile în ce zile se țineau? Șezătorile nu se făceau în zile de astea de post. Se făcea numai joia, marța, sâmbăta nu, se făcea vinerea nu. Nu, sâmbăta atunci mai pe vremuri. Făcea curățenie muierile și uruiau lajitele, mesele, că așa era atunci pe timp. Făcea fața pe jos cu lut. Da, nu era cam atâcea presuri, și... nu mai știu unde să le mai punem. Nu, și în șezătoare vineau vișoci cu fluieră, alții cântau, alții cu fluiera, fecele cântau. Deci ui nu cimăiau în șezătoare, dar cântau, care știau să cânte, cântau. Și șezătoare se ținea în fiecare... Dar în altă casă sau erau... Nu, no, care cum ne cema femeile care aveau câine pe multă, ne cemau, no, ia, mergem la asta, săptămâna și vine ne cema alta pe atunci să știm să ne pregătim, să mergem, nu. No. Și așa, așa era, așa se torcea că era câine pe multă și nu giruia muierea să o torcă, trebuie bătută cu maiul, albită. Nu, no, și după aia făcută, după aia să țeasă. Nu, no, până în postul paștilor tățăseau și în post mai tățăseau. Mai zici ceva. Nu. No.
Așa, așa au fost pe timpul dragă. Și după ce v-ați căsătorit, n-ați mai participat la șezători? Nu, păi după aia, unde să mă mai duc, dacă am avut copii, apoi acolo ne-au fost șezători, torșeam aici acasă. Până la 12 noaptea. Până la 12 noaptea stau. Și cu țăsea la războiul. Papu ne războaie și așa au fost pe timpul ea, cam 10 doamne. Și apoi pe Ioan îl punea de fășea țăgi, fă drrrr cu țăgile, dă-i, a Ioanii. Și mă nu fășea țăgi, dăpăna, nu, m-a ajutat și el cu șepucea, că așa au fost. Nu era ca mult, tot ce să le cumpere cea gata. Frică nicoi muri mâine, frică nicoi muri mâine, mă. Hai șorăță, papă, mân pe mine, mă. Ai și pe pământ a crește iarbă, pe pământ a crește iarbă, mă. Ai și vin copii și mă-ntreabă, mă. Ai și vin copii și mă-ntreabă, hai și baioză, n-am putrezit, mă. Hai că pământu-i tare greu, mă. Hai că pământu-i tare greu, mă. Copii pe sufletul eu, mă. Ai și nisipul, nu mă lasă, mă. Hai și nisipul, nu mă lasă, copii ca să viu acasă, mă. Când gătau de tors, se șerbeau cucuruz, că așa era pe vremea, șerbeau cucuruz, le punea să mâșe și făceau sarmale, care făceau, care nu făceau, nu făceau, dar cucuruz se șerbea la orică și clapă. Și aduceau și ceraș ca să jau și să distreze. Acolo vineau fece, vineau și neveații cinere, fișori. Nu, și jucau la gata. Jucau și nu, se petreșeau. Am mere la altă casă, unde e cema. Și acum tot așa, era tot cu mâncare și cu voie bună și cu joc și nu, cu geția era. Și în șezătoare mergea cetărașul? Și în șezătoare? Nu, 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 în șezătoare nu, nu, nu vine. Când era cetărașul mereu la câmp, când mereu fece și picior la sapă, în clac, așa zice. E, dacă cineva avea de zăpat, ce mai ia, tot așa, ca și la cineva. Tinerii și apoi acolo, acolo da, tot așa. Da, suică, acolo vine muzica și apoi făcea joc, acolo juca. Când gătau de sapă și șima, așa mai odineau și zicea. Odineau și când odineau mai zâșea și tirașul și tinerii juca. Tantile Nuța, da. O speță se făceau? Se făceau, dar cum să nu... Și cum era? Cum să pregătea lumea? Se pregătea atunci, nu că vezi că era acasă o spețele, nu era... erau spețele acasă, nu erau... Se făcea acasă în cort sau alt se făceau în căs, nu se făceau la cămini, că așa au fost pe timpul. Nu, pregăteau acasă, făceau mâncare, supă de tăițăi, pireu, se făceau un fel de sos pe timpuri, nu, carne de găină și de porc și friptură, nu. Și după aia, la urmă, sarmalei. Să făcea atâția cât ce să fac amul. Mizelul numai nu era. Așa era, punea deauna supa și așa a fost pe vremuri, pe timpul, dar pe amul. Îți muce. Da, de nu le pot mânca cât ce-ți dau. Da. Să chiuie, era nu? Să chiuie, dar... Noi am auzit că când erai tineră, și dumneata mai chiuiei. Mai chiuiam și eu, m-am mai uitat, că bătrână. La 75 da. De ani, ce vrei să facă? Dar vă spun eu ceva dumneavoastră, că mai știi și am. No, să auzim, să vedem ce mai știe.
La zâmbuieri! La ferești cu flori domnești, nu-i modru să nu iubești, că și-ați noapte ce-am văzut, colosul lângă corlan, te iubeai cum capitan, dar și nu, nu te iubește, pe drum cu ce le întâlnește, nu, nu tău-i pușca-și bun, pușcă hogile pe drum și le pușcă printre penie, cu pistolul din izmenie, și le pușcă printre crași, cu pistolul din dragi. Uiuiu și lărăiu! Zumă, 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 lăsi-mă! Asta, no. Asta se striga la... La nenașă când mere, după mere, după nici, no, după nu. Și apoi cineva îi ciuie. Nu te mută ciuie ca să fără nașă, de așa și după casă fața asta. Luna mare n-are pone, că le cer pe concini și nenașul le-a găsit. De cântat să cânta? Să cânta, da. Păi sigur, doar acolo la nuntă, na, care fiecare pasăre în glasul ei cânta. Ce zici dumneata astăzi, de ce nu să mai țin și de ce nu să mai fac șezător și clăci? Eu vă spun ghișe. Fetele și tineretul s-au domnit. Nu mă știu torci, nu știu face cu așile. Numai s-au umblat după drăguț, după fișori, după apă, cum a trecut timpurile alea. Ăștia de astăzi nu mai știu, dragă. Ăștia știu... Apoi vezi că sunt mulți ce făcut. Să meargă la... Ieftine. Da, păi... Și apoi ce zice, ce să mă mai năcăjă, să mai fac, să mai așa, să părinții mai... Părinții au bani, le dau bani cât vreau și apoi merg la discotecă. Tata mai făcut o trăia, la ciorape am făcut și ba online, bărba așa, apoi mai sunt fecile. Nu, ce mai năcăjă mică, lasă, că doar sunt, am destul de cumpărat. Nu că nu sunt, dar, no, ăla un ciorap de lână mai calțâne. De-a voastră, când ați fost, ce distracție aveați? Unde mergeați? La bal? Da, la se făcea câteodată bal. Dar rar se făcea bal. Rar. Duminica mai mereu mai după aia. Mai vine câteodată film, dar nu știu filmul ăla, de unde l-a dușe? Filmul? Vine și făcea film, e? Da, de la nu duș. Nu, așa. Vine cu camera de făcea film. Făcea film, e mai mereu. Da, noi, tineretul mereu, nu s-a la joc. Duminica și în sărbători. Restul la sapă. Hai, Oani. Unde se făcea jocul? În centru satului? În sat, în centru. Tantele Nuța, da. Să ne spui cum ți-a fost alături de noi, Ion. Domnesc mult, am bine, nu pot să zic. Am lucrat amândoi, eu la colectiv, el a fost la Oraca, la Luduș. S-a servit. Ca 28 de ani, până s-a plecat Oraca. No, și am crescut 5 copii, am făcut 5 o speță, la fiecare le-am făcut o speță. Am 10 nepoți la 5 copii, strănepoți. Cât avem, omule? 9 strănepoți avem. No. Și uite așa a trecut viața. Ia ca și sunt ce m-am îndoi, Doamne, mulțam. Și apă acum aici, așa nu mai spui timp ca bătrânii. Că eu nu pot să o fac, tu nu pot să o faci. Dar pe tu. Păi până acum tot am făcut. Cum am mai fost și tu? E mai cineră, dragă. No, lasă-mi să crezi că tu ești mai cineră ca mine. Păi, da, păi, ce faci? Ce spuneți bătrânețele-s grele? Apa nu sunt ușoare. Ușoare, dar până am unde am ies mulți, că n-am obțeat. E mai dor oasele, mai vine beceșugul. Apoi, n-avem ce face, că oasele dușe. Ce de Dumnezeu, merem înainte. Că n-avem ce face. Și apoi... Până suntem amândoi bine, că ne subținem unul pe altul. Când rămânem, mai unul atunci ai mai bani. Noi vă mulțumim. Și vă dorim multă sănătate, Paște fericit. Asemenea, așa dumneavoastră. Și data viitoare, când o mai trece pe aici, prin zonă, pe la dumneavoastră, vă mai facem o vizită cu drag. Vă mulțumim frumos! Dumnezeu să vă daie sănătate!
Ai șușinea uge cu cusara. Ai șușinea uge cu cusara. Hai și ne căjă tâită tămara, cucule, cucule, ce scânt numele. Hai ne